Aproape 20.000 de studenți vor începe anul universitar la Brașov în scenariul hibrid. Mai exact, cursurile se vor desfășura online, iar pentru seminare, lucrări practice, laboratoare și proiecte, studenții vor veni fizic la facultate cu respectarea tuturor normelor de protecție sanitară. Vulnerabilitățile prezente sunt, cred eu, legate în principal de starea de sănătate a studenților, respectiv a colegilor. Însă, așa cum menționam anterior, avem o colaborare foarte bună cu Direcția de Sănătate Publică și suntem de pregătiți, zic, cel puțin din punct de vedere al infrastructurii, să soluționăm aceste cazuri. De asemenea, ne gândim la studenții care au o situație financiară mai precară, de aceea Universitatea le pune la dispoziție în bibliotecă calculatoarele disponibile pentru cursurile online, dacă nu au asemenea dispozitive, și avem pregătite și calculatoare, respectiv laptopuri, pentru situații deosebite. Orele practice se vor desfășura în calupuri de câte 4 ore, cu 2 ore de pauză, timp în care sălile vor fi aerisite și dezinfectate corespunzător. De acasă sau de la bibliotecă și din căminele universității, studenții se vor conecta la platformele de e-learning și vor participa la cursuri. Orarul va fi clasic, la fel ca în anii precedenți, singura diferență fiind locul de desfășurare a cursurilor. De asemenea, aș mai menționa faptul că este importantă pentru toată comunitatea noastră, este important să respecte măsurile pe care noi le vom populariza, atât în rândul studenților, cât și al cadrelor didactice, măsuri care vizează protecția sanitară. COVID-19 este o boală respiratorie și nu există informații disponibile privind prezența și supraviețuirea pe alimente a virusului, astfel încât să fie posibilă infectarea oamenilor, spun reprezentanții Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Specialiștii Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor afirmă că nu există dovezi științifice că alimentele de origine animală sau cele de origine non-animală sunt o sursă probabilă sau o cale de transmitere a virusului. Aceștia completează că nu există informații disponibile privind prezența și supraviețuirea pe alimente a virusului responsabil de COVID-19, astfel încât să fie posibilă infectarea oamenilor. S-a demonstrat că COVID-19 este o boală respiratorie, iar calea principală de transmitere este prin contact de la persoană la persoană și prin contactul direct cu picăturile respiratorii generate atunci când o persoană infectată tușește sau strănută. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vreme instabilă, valabilă până miercuri dimineața în zone din 23 de județe. Conform prognozei, în intervalul 29 septembrie ora 11, 30 septembrie ora 10, în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și la munte, vor fi perioade în care va ploua însemnat cantitativ și în care, îndeosebi în Moldova, se vor semnala manifestări de instabilitate atmosferică temporar accentuată, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metrul pătrat și, pe arii restrânse, mai ales în Moldova, 40-60 de litri pe metrul pătrat. Pe 29 septembrie este Ziua Mondială a Inimii. Această zi are drept scop creșterea gradului de conștientizare asupra factorilor de risc care duc la apariția bolilor cardiovasculare și determinarea adoptării unui stil de viață sănătos. Statisticile ne arată că printre cauzele principale de deces la nivel mondial se află bolile cardiovasculare. În primul pas către o inimă mai sănătoasă este de a conștientiza care sunt principalii factori de risc cardiovascular, pentru că mai apoi să reușim să facem anumite schimbări în stilul nostru de viață. Aceștia ar fi obezitatea, sedentarismul, fumatul, glicemia crescută, stresul, colesterolul crescut și hipertensiunea. Prevenția, protecția, grija pentru sănătatea inimii înseamnă calea cea mai eficientă pentru oprirea bolii. Din păcate, în România, noi ne bazăm foarte mult pe medicina curativă și nu pe cea preventivă, dar aceste lucruri pot fi schimbate doar cu grija noastră.
În România, Ziua Mondială a Inimii este organizată de către Fundația Română a Inimii în parteneriat cu Societatea Română de Cardiologie încă din anul 2005. Campanie de curățenie de toamnă la Brașov, aceasta se derulează până în data de 30 octombrie, ocazie cu care este declanșată o amplă acțiune de salubrizare a domeniului public și privat în toate cartierele municipiului Brașov. Containerele sunt amplasate în locurile tradiționale cunoscute deja de cetățenii Brașovului. În aceste containere se pot depune toate materialele de care vor cetățenii să se deparaseze în această perioadă. Ele vor fi transportate de către operatori în locurile special amenajate. Totodată rugăm cetățenii ca în aceste containere să nu depoziteze materiale rezultate din construcții, ele sunt pentru resturi, deșeuri rezultate din curățenia din casă. Vreau să atrag atenția cetățenilor că toaletarea arborilor pe domeniul public este interzisă. Pentru situațiile când deșeurile rezultate în urma curățeniei nu pot fi depozitate în aceste containere, brașovenii sunt rugați să comunice telefonic adresa la dispeceratul primăriei Brașov. Societățile de salubrizare cu care municipalitatea are contract vor asigura transportul deșeurilor rezultate în urma efectuării curățeniei de toamnă. De asemenea, asociațiile de proprietari pot solicita serviciului amenajare zone de agrement intervenția pentru toaletarea arborilor și arbuștilor de pe domeniul public. Stația de cultură de la Poalele Tâmpei își deschide din nou porțile. Stagiunea 143 a Filarmonicii Brașov întâmpină publicul meloman joi 1 octombrie 2020 ora 19 cu un concert simfonic extraordinar de deschidere a stagiunii 2020-2021, primul concert susținut în sală după această perioadă atipică. Sub egida noii stagiuni, instituția își reîncepe activitatea concertistică, având la conducere și un nou director interimar, pianistul Ioan Dragoș Dimitriu, tânăr artist cunoscut publicului meloman brașovean din concertele și recitalurile susținute pe scena Sălii Patria. Mă bucur tare mult că am putut avea șansa să ocup această poziție. În primă fază, în cadrul stagiunii cu numărul 143, o să continuăm ceea ce a fost planificat, cel puțin pentru luna octombrie. După aceea, în funcție de măsurile pe care le iau cei de la conducere, va trebui probabil să ne adaptăm. Începem stagiunea cu un concert dirijat de maestru Cristian Mandeal, brașovean de-al nostru, cu Sinfonia 6-a și cu Uvertura Leonora. Vă așteptăm cu drag. În momentul acesta aș dori să anunț că în primele concerte, pentru primele concerte, vom deschide repetiția generală pentru public la un preț redus, bineînțeles. Joi seara concertul va începe de la ora 7, cum ne-am obișnuit și până acum. Avem o limită de locuri, și anume 96 de locuri maxim, 96 de spectatori pe care putem să-i acomodăm în acest moment, respectând toate măsurile de siguranță. Și vom repeta în luna octombrie concertul de joi și vinerea tot de la ora 19. Stagiunea 143 aduce în prim plan un element important pentru comunitate și anume repetiția generală cu public. Aceasta va avea loc în ziua concertului, adică în ziua de joi, prețul participării fiind unul accesibil, respectiv 10 lei. Spectacol pe Muntele Tâmpa, Victor Elenghel, toboșarul trupei brașovene Conexiuni, a ținut să marcheze schimbarea din administrația brașoveană cu noi proiecții laser pe Tâmpa. Acestea au stârnit admirația brașovenilor care au observat show-ul. We'll be right back.